Adresabilitatea la unitate de primiri urgențe de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași a crescut semnificativ după ridicarea stării de alertă epidemiologică. Eliminarea prematură a restricțiilor și faptul că populația nu respectă recomandările specialiștilor, precum purtarea măștii în spațiile închise și mijloacele de transport în comun, au făcut ca infectările cu noul virus să înregistreze un trend ascendent și în rândul celor mici. O demonstrează incidențele din diferite localități, întrucât în ceea ce privește cazurile propriu-zise, numărul cazurilor noi este relativ scăzut, deoarece și numărul testărilor este redus. Odată cu ridicarea stării de alertă epidemiologică SARS-CoV-2, adresabilitatea la unitatea de primire urgențe a crescut foarte mult. Avem o medie de 130 de pacienți pe 24 de ore. Pe lângă patologia cunoscută, traume, intoxicații și, eu știu, patologie legată de vârsta pediatrică, au crescut virozile respiratorii, deoarece măsurile de protecție au devenit o recomandare și, da, distanțarea socială nu mai există. E totuși sezonul acestor viroze respiratorii, nimic deosebit, nici ca număr, nici ca perioadă. Nu s-au înregistrat cazuri grave. Am evidențiat chiar și gripă A. O parte din cazuri au fost diagnosticate clinic, altele au necesitat și investigații de laborator și teste care au pus în evidență tipul de gripă A.